Salut națiune și îți urez bun venit la un nou clip și astăzi vorbim despre acest telefon, vorbim despre Samsung Galaxy Z Fold 2 de data aceasta V-am vorbit într-un clip trecut despre Z Fold 3 v-am spus că era telefonul pe care doream și eram chitit să-l achiziționez, dar m-am răzgândit în ultima secundă din motivele anunțate în clipul respectiv și pentru că am la îndemână un Z Fold 2, am zis să aruncăm o privire și la acest produs generația trecută, dacă vreți, de Galaxy Z Fold. Generația care a venit cu multiple îmbunătățiri față de prima generație de Galaxy Fold, care, după cum bine știm, a avut o lansare extrem, extrem de păguboasă, telefonul fiind lovit de foarte multe probleme. Z Fold 2 a venit cu un design schimbat, a venit cu display-ul exterior, în primul rând, mult mai mare față de prima generație, a venit cu o carcasă îmbunătățită, a venit cu niște camere îmbunătățite și cu un procesor Snapdragon 865 sub capotă. Propriu zis, camerele de pe Z Fold 2 sunt aceleași camere pe care le regăsești în momentul de față și pe Galaxy Z Fold 3, despre care v-am vorbit în urmă cu câteva zile. Din punct de vedere al designului, dacă ar fi să comparăm Z Fold 2 cu Z Fold 3, câștigător este Z Fold 3, pur și simplu arată mult mai bine, se simte mult mai bine în mână. Desigur, la interior, același display Super AMOLED cu rată de împărțătare de data aceasta de 120 de Hz, comparativ cu prima generație. Asta în timp ce displayul extern rămâne la 60 de Hz, comparativ cu ceea ce reîntâlnești pe Z Fold 3. Un display foarte bine făcut, dar cu care trebuie să ai foarte mare grijă. Reiterez acest aspect pentru simplul fapt că implicit cei de la Samsung te avertizează în momentul în care pornești telefonul pentru prima dată printr-o serie de mesaje că trebuie să ai foarte mare grijă cu cum utilizezi acest display absolut superb. În mod curios, în mod foarte curios, cuta, ca să zicem, astfel a acestui display unde se pliază nu este la fel de pronunțată comparativ cu cea de pe Z Fold 3. Mi s-a părut mult mai pronunțată fanta asta de pe mijlocul telefonului, de pe mijlocul display-ului pe Z Fold 3, comparativ cu Z Fold 2. Bineînțeles, telefonul rulează în acest moment ultima variantă de Android și am Android 12 cu One UI 4.0. Un update foarte, foarte mare de aproximativ 2,45 de giga, care vine cu o sumedenie de îmbunătățiri pentru Z Fold 2. Un telefon capabil, dacă stai să te gândești la configurația pe care are 12 GB de RAM cu Snapdragon 865, însă reiterez exact același lucru pe care l-am spus și la Z Fold 3, și anume, după câteva minute, dacă vreți, de exemplu, de utilizarea aplicației de cameră, nu ceva fantastic, vei sesiza că telefonul se încălzește. Atenție, nu frige, dar se încălzește. Unde este însă foarte bun acest display? De exemplu, în aplicația de cameră, unde te poți bucura de niște, hai să spunem, imagini captate foarte, foarte bine, dar te poți bucura mai degrabă de vederea lor pe un astfel de display mare. Și tot vorbeam de imagini captate, camerele, hai să zicem, per total sunt decente, nu sunt excelente, nu se ridică sub nicio formă la nivelul lui S21 Ultra, în condiții de lumină naturală, pozele ies fantastic de bine, în condiții de lumină scăzută vei sesiza destul de mult zgomot de imagine în pozele capturate. De urmare, hai să zicem, pentru mine este o dezamăgire capitolul cameră când vine vorba despre telefoanele din seria Z Fold. Că vorbeam de mecanismul de pliere, trebuie să fac o constatare și anume pe Z Fold 3 simt că folosești un produs mult, mult mai evoluat, mult mai finisat comparativ cu ceea ce regăsești pe Z Fold 2. Mecanismul de pliere, ai senzația ca agață cumva, dacă vreți, comparativ cu ceea ce regăsești pe Z Fold 3. Un alt aspect la care display-ul ăsta este bun, bineînțeles, consumul de multimedia și, așa cum am spus-o și la clipul cu Z Fold 3, astea sunt niște telefoane, în primul rând, care se adresează consumatorilor de multimedia și consumatorilor axați pe productivitate. Din păcate, însă, pentru mine pierde puncte majore la partea de productivitate, tocmai datorită modului în care trebuie să bibilești display-ul ăsta interior, care, repet, este absolut superb, dar... Din păcate, pentru un utilizator mai, să spunem, mai neatent, care nu îngrijește fantastic de mult produse de tipul ăsta, s-ar putea să ridice anumite aspecte extrem de importante din punctul meu de vedere de durabilitate. La interior avem și o baterie de 4500 mAh care suportă încărcare rapidă pe 25W, două difuzoare stereo pentru cei interesați, nu există slot microSD. de asemenea camera frontală selfie și pe display-ul mare interior o cameră selfie cu decupaj, care este destul de evident, mai ales în momentul în care doresc să consumi videoclipuri, de exemplu, pe YouTube, vei vedea că decupajul ăla te enervează. Drept deci urmare, cu atât mai mult apreciez ceea ce au făcut pe Z Fold 3 și sper că totuși, într-un viitor foarte apropiat, poate cu generația următoare, cu Z Fold 4, să elimine complet porcăria de cameră selfie și mai mult decât atât, să îmbunătățească radical partea de camere. Pentru un telefon care costă o căruță de bani, 1800 de euro în cazul lui Z Fold 3, ăsta costând Z Fold 2 când s-a lansat 2000 de euro, să neglijez aspectul cameră, baterie, mi se pare de neacceptat. Altfel, un telefon de nișă pentru consumatori de nișă. Ne vedem data viitoare, toate cele bune!